După ce săptămâna trecută anunțase că este problema clubului Foresta, cum va organiza meciul cu Dinamo, între timp, Ion Lungu a revenit la sentimente mai bune. Acesta a anunțat luni dimineață la News Bucovina că, dacă va fi nevoie, primăria va suporta cheltuielile pentru închirierea unei nocturne mobile. Vă dau în premieră o veste aici la dumneavoastră, o știre. Dacă, mă rog, nu o să fie și nu o să fie, o să închirieze primăria de nou o, o, nocturnă. Asta este realitatea, pentru că e, suporterii își doresc acest mesi de la Suceava. Nocturnă e, au toate comunile prin jur, municipiul Suceava nu are. E, avem acum avem un atuș, o să-l folosesc, s-a modificat prin codul administrativ, nu mai trebuie 16 voturi, îmi trebuie 12 voturi. Deci, ca atare pe proiectul noului buget pentru anul 2020, voi prinde și de această dată va trece această Noctură nocturnă permanentă. permanentă ne trebuie. Foresta a mai jucat în nocturnă pe areni în urmă cu trei ani contra echipei FCSB, tot în Cupa României. Consiliul local a alocat atunci aproximativ 50.000 de euro pentru aducerea unei instalații de nocturnă. Meciul dintre Foresta Suceava și Dinamo București va avea loc pe 29, 30 sau 31 octombrie.